Bună ziua și bine v-am regăsit. Sunt onorată să l-am astăzi alături de mine pe Adrian Mina, unul dintre cei mai tenace și mai buni oameni de business din România. Adrian este și membru fondator al rețelei Palex și conduce, deține și conduce Compania Bimobile. Adrian, bine ai venit! Bine te-am găsit, Roxana, mulțumesc frumos pentru invitație. Cred că ai folosit un pic prea mult cuvintele, dar apreciez tot ce ai spus despre mine și mă bucur că sunt astăzi cu tine aici. Nu, nu, nu este prea mult. Cu siguranță nu este și vom vedea cu toții de ce. Adrian, te rog, spune-ne câteva cuvinte despre tine. Și despre businessul tău pe care îl conduci cu atât de mult succes. Da, acum e rândul meu să folosesc mai multe mm -hmm. cuvinte, uh, e destul de greu să spun doar câteva cuvinte despre businessul meu. Uh, o să încep așa cum ai rugat uh, cu o mică descriere a omului Adrian Minea. Uh, o să încep prin a spune că sunt un familist convins. Uh, Iubesc, uh, să... iubesc să fac lucruri așa cum uh, consider că trebuie făcute. Iubesc să fac lucruri bune, iubesc să uh, fiu printre oameni. Pe de altă parte, sunt un uh, competitiv, sunt un, un, un foarte competitiv și din cauza asta câteodată am de suferit. Uh, sunt un om cu foarte multe hobby-uri. Uh, sunt un om care face foarte mult sport, uh, sunt un om care merge la raliuri, sunt un om care uh, se bucură de un ride cu motocicleta, sunt uh, mai nou uh, pilotez avioane uh, right. uh, și spun asta pentru că asta mă definește pe mine. Despre business, în primul rând cred că e important de știut că uh, eu fac business de când mă știu. Nu am, nu am lucrat pentru altcineva, pentru altă companie, aproape niciodată. Dacă mă întreb de ce am făcut această alegere, pot să spun că totul a venit natural și așa Când se ai seama de asta? Cred că e ceva care, în primul rând, vine din dinăuntru. Cred că e, așa cum spuneai, o, o dorință pe care nu o controlez sau nu... Nu a fost planificat și nu e nici acum. Cred că vine din faptul că am crescut și am copilărit pe timpul comunismului, când nu existau alte opțiuni. Cred că vine din faptul că, fiind antreprenor, ai șansa de a câștiga, ai șansa de a lupta, ai șansa de a construi și ea te duce către performanță. Ai zis și că ești un familist convins, conduci și deții businessul împreună cu soția ta Alina. Ne spui te rog puțin și despre Alina pe care o salutăm, și despre familia ta. Uh, faptul că partenerul meu în, în toate afacerile pe care le conduc este soția mea. Uh, e un lucru extraordinar. Uh, e un lucru care ne ajută pe amândoi foarte mult, că e un lucru care uh, se vede în uh, succesul pe mm -hmm. care îl avem. Uh, pe de altă parte, evident că sunt și anumite challenge-uri și uh, câteodată lucrurile sunt mai complicate. Alina e o femeie foarte puternică și e omul căruia aș putea oricând să-i las uh, uh, toate butoanele întregii noastre afaceri și bineînțeles a familiei. Este o fabuloasă Alina, într-adevăr este o femeie extrem de puternică, o femeie frumoasă și împreună ați clădit un business de mare succes care este BIP Mobile. Te rog spune-ne cum ai, cum ai început? Uh, da, uh. Prima mea afacere a fost uh, practic în primul an de studenție la Timișoara când uh, eu fiind printre altele și un mare iubitor al, uh, al muzicii, sunt un meloman și am început uh, în camera de cămin să copiem casete audio și să le vindem uh, uh, către, către studenți ca să zic așa. Uh, după aceea am făcut, zicem noi, primul post de radio privat studențesc din Timișoara mm. și se numea Radio 56. De ce? Pentru că numărul camerei noastre de la Cămin era 56. Very nice. Și a, a fost unul dintre cele mai faine momente, evident, din, din timpul studenției și poate din întreaga viață. Deci, așa a început business-ul. După aceea am descoperit. Talentul de a dezvolta și de a vinde, și am început multe alte uh, modele de business sau de afaceri. Majoritatea dintre ele au fost bazate pe, pe dezvoltare și foarte mult pe parteneriat. La ce te uiți când vrei să investești într-un business? Da. Uh, aș putea să enumăr acum câteva, câteva principii de business sau câteva modele de mm -hmm. calcul pentru, uh, pe care le folosesc de obicei investitorii. Aș putea să, să arăt eventual o formulă de, de care ar putea să calculeze un yield sau un ROI. Nu cred că e despre asta. Uh, pentru mine e foarte important ca business pe care aleg să-l încep să fie un business care să mi se potrivească mie și uh, echipei mele. Să mi se potrivească din punct de vedere al feelingului pe okay. care ți-l aduce atunci când poți să faci. Și feelingul acesta, din ce vine? Ca să-l traducem uh, ceva ce poate este prea puțin palpabil. Este un feeling, uh, este dinamica dintre oameni, sunt oamenii aceia, e un potențial pe care îl vezi, ce anume? E evident că feeling vine din trăirile interumane și din, din ce simțim cu toții în interiorul echipei, dar e mai mult decât atât. Fiecare model de business poate să aibă o anumită dinamică și poate să aibă provocările specifice ale businessului respectiv. Pot să spun că e un, un lucru foarte complex și uh -huh. uh, care se, se compune din, din mai multe elemente. Deci este practic intuiția ta de antreprenor pe care ai ascuțit-o în timp sau e un dar uh, al tău cu care te-ai născut și întotdeauna ai avut claritatea asta asupra lucrurilor? Nu cred că am avut întotdeauna claritate. Poate nici acum nu am o claritate perfectă asupra lucrurilor. Sunt uh, un om care. Uh, da, iau decizii destul de mult bazându-mă pe instinct, mm -hmm. dar într-adevăr, sau mai degrabă pe feeling, dar într-adevăr, experiența deja destul de mare în, în business-urile din România și în, probabil nu numai mă ajută să reușesc într-o oarecare măsură să înțeleg valoarea unui potențial business sau sau nu. Ce crezi tu, în general, nouă, ca oameni, ce ne știrbește din claritate? Cred că, în primul rând, am putea vorbi despre educație. Și, din păcate, pot să spun că părerea mea este că nouă românilor ne-a lipsit accesul la o educație de calitate mai de mult. Sper că acum lucrurile s-au schimbat un pic, nu sunt foarte convins, <laughs> dar, <laughs> dar sper ca uh, lucrurile se schimbe din ce în ce mai mult în bine, evident, din punctul ăsta de vedere. Ce valori, întorcându-ne la Palex, ești membru fondator, ce valori ai găsit în Palex care au rezonat cu tine? În primul rând, echipa. Uh, modul, de, uh, modul de business uh, pe care Palex l-a adus în România pentru mine a fost uh, uh, ca o mică revelație și atunci când, uh, când am citit despre Palex într-o revistă de specialitate acum mai bine de 10 ani, am zis aha, Adică a fost un aha din ăla uh, cu energie și mm. îmi aduc aminte și acum că am sunat, uh, am sunat la Palex, la numărul de acolo. Uh, am avut o întâlnire cu Claudiu, da. Hila, da. și pe a doua mm. zi, a treia zi, absolut mm. imediat am și semnat contractul. Deci a fost, uh, pentru mine a fost uh, cumva exact ceea ce ne lipsea. Îți mulțumim, Adrian, ești membru fondator BIP Mobile de 12 ani, suntem împreună și uh, ne dorim și pentru următorii 20 și mai mult. Uh, ce înseamnă leadership-ul pentru tine? Cum îl definești, cum îl practici? Leadership-ul ar trebui să însemne și înseamnă de obicei multe. Uh, pentru mine, leadership-ul înseamnă crearea unei căi pentru performanță și uh, mai mult decât atâta poate uh, Sprijinul și uh, conducerea echipelor către acea performanță, mm -hmm. și nu numai pentru performanța uh, companiei, ci și pentru performanța individuală a fiecărui mm -hmm. membru al echipei. Pentru mine, a fi lider uh, înseamnă uh, să arăți, să sprijini și să te asiguri chiar de atingerea rezultatelor împreună cu echipa. Ce frumos! Cum îți alegi oamenii în echipă? Ce primează, caracterul sau competențele sau ambele? Da, contează ambele, asta e clar, dar pentru mine personal caracterul e cel mai important. Am învățat de-a lungul timpului că uh, într-o companie sau în cadrul, să zicem, uh, procesului de management operațional uh, sunt două lucruri care. Nu sunt negociabile. Și unul dintre ele este atitudinea și al doilea este nerespectarea procedurilor. Aici pentru că vorbim de caracter, evident, mm -hmm. atitudinea mm -hmm. uh, e cea care uh, derivă din caracterul oamenilor și pentru mine o atitudine proastă este nenegociabilă. De asta echipa ta este atât de performantă pentru că probabil. Ai fost foarte atent și la recrutare și și pe parcurs. Da, cred că. Ce te definește ca lider? Dacă ar fi să ne spui. Cum te privești cu oamenii tăi? Ar trebui să pe ei. Cum, cum o privești tu? Cum o privesc colegii din Palex? Hai să te întreb eu. Te privim cu multă admirație, Adrian. Și ești. O combinație de un om extrem de puternic, extrem de tenace, extrem de smart și în același timp care ai o căldură în care ne surprinde și pe noi. Cred că ești o combinație aproape unică. Wow! <laughs> da. Mulțumesc, frumos, Roxana. Da, nu, cu siguranță nu sunt. Adic cu siguranță nu sunt atât de mult cum ai spus tu, pe de altă parte, tot. Cred că ești mai mult. Toți suntem unici în felul nostru și mulțumesc foarte mult pentru ce ai spus. Uh, recunosc că îmi place să fiu așa și recunosc că uh, îmi doresc uh, ca colegii, uh, colegii care lucrează cu mine, colegii mei, partenerii, uh. să mă perceapă în felul ăsta. Nu îmi doresc uh, sub nicio formă un. Uh, Achievement, un, un, atingerea unui, unui target cu orice preț. Și mm -hmm. întotdeauna... deci nu faci asta, deși ești extrem de competitiv. Da, <coughs> nu fac asta niciodată. Eu, Celul meu în business, și nu numai în business, este ca cei cu care interacționez să aibă în același timp de câștigat, la fel ca mine. Pentru mine e foarte important ca în business să avem un parteneriat și nu doar o relație de client-furnizor mm -hmm. sau o, o relație care se plătește cu o factură și cu un cec și atât. Cum îți alegi partenerii? La ce te uiți? La ce ești atent? După, după cum ziceam mai înainte, e foarte importantă atitudinea și evit să am relații de parteneriat în business, evident, cu Așa zis așa zi și rechini, uh -huh. care vor doar să câștige și vor să aibă uh, avantaj din absolut orice. Uh, chiar dacă poate pe termen scurt sau poate aparent câteodată uh, profitul imediat nu e atât de mare, uh, pentru mine e extrem de important ca relația să se dezvolte și să, să fie pe long term. Crezi că este palex o forța binelui? <laughs> da. Uh, acum, deja mă, du mă duce cu gândul la întrebarea ta la războiul stelelor. Uh, <coughs> poate un pic prea mult să asocem un business cu o forța binelui, dar dacă am face lucrul ăsta, cred că da. Pentru că uh, dacă ne gândim la. Eforturile pe care colegii noștri din departamentele operaționale le fac, atunci când încearcă și reușesc cam întotdeauna să, să livreze la timp, să-și respecte promisiunile către clienții noștri, când se zbat și fac acel extra mile de care ne place nouă câteodată să da. aducem aminte, da? da. Uh, Mie mi se pare că da, atunci poți să spui că nici nu contează altceva decât uh, să facem bine. Ce înseamnă bine? Înseamnă să ne ținem promisiunea și uh, înseamnă că partenerii noștri uh, să poată să aibă încredere în noi. Și asta este minunat. Da. Cum alegi tu, Adrian, să faci bine? Și cum alegi să nu faci rău când ai putea să faci și circunstanțele te-ar îndreptăți? Nu cred că există circunstanțe care să ne îndreptățească să facem rău, părerea mea personală. Uh, cred că e de asemenea un lucru natural, care vine din educația pe care am primit-o, din, din modelul de, de viață în care m-am dezvoltat, din copilărie, din experiențele pe care am avut ulterior, din... Uh, Norocul pe care l am să fiu înconjurat de oameni minunați și de la care pot întotdeauna învăța. Cine sunt acești oameni minunați? Prietenii, familia? Evident că familia e pe primul, pe primul loc când mă gândesc la asta, mm -hmm. dar pot să spun că sunt foarte norocos să am foarte mulți prieteni mm -hmm. de calitate mm -hmm. și vreau să spun că nu numai prietenii, ci și partenerii, partenerii de. de de business, pot să spun, de afaceri, clienții, uh, marelor majoritate cu timpul devin, uh, devin atât de apropiat și uh, aduc un aport foarte mare la feeling-ul ăsta de, de bine care cred eu că ne înconjoară. Cred că nimic nu este întâmplător și pentru că tu și Alina uh, sunteți ambii așa, atrageți în jurul vostru și construiți relații de genul ăsta. Deci cred că oamenii minunați se regăsesc unii pe ceilalți. Nu cred că este o întâmplare faptul că tu ești înconjurat de oameni minunați. Probabil. Mulțumesc. Cum te întorci tu la tine? Cum îți faci ordine în viață? Și cum arată o zi din viața ta? E o întrebare interesantă și e o întrebare foarte bună. Cred că. În primul rând trebuie să spun că mă întorc la mine foarte des și o fac poate de câteva ori pe zi. E admirabil asta. Uh, și întotdeauna găsesc acolo înăuntru și mai multă motivație uh, și mai multă putere de a merge mai departe, de a face și mai bine. Uh, introspecția pentru mine, chiar dacă nu e, uh, pot să spun că nu obișnuiesc să, să, stau, să stau poate o săptămână sau nici măcar o zi întreagă într-o stare de meditație sau de introspecție. La mine timpul e extrem de da. important. Arată bine, cum arată o zi? O zi din viața ta? Uh, zilele din viața mea sunt foarte diferite. Dar trebuie să-mi spui care dintre ele vrei să fie enumerat O zi aici. la birou, o, zi, uh, la o birou. zi obișnuită și după care o zi când ți-o iei pentru tine. Okay. Ca să-ți explorezi pasiunile? O zi la birou. Uh, întâmplarea, sau poate nu face ca noi, în grupul nostru de filme, să avem mai multe birouri, și, după uh -huh. cum probabil știi, suntem. Uh, uh, cu sediu, evident, cu headquarter nostru e la Timișoara, dar avem birouri la București, avem birouri în Republica Moldova, avem birouri în Bulgaria, avem birouri în Germania, avem birouri în Ungaria și așa mai departe. Și atunci o zi la birou, iarăși e... Iarăși, la care birou zi? La care birou, <laughs> da. Haideți să zicem că sunt, sunt, la, sunt la, Bucure, la Timișoara, da, unde e birou de bază. Uh, Cred că 80% din timpul petrecut de mine la birou uh, este uh, îl folosesc uh, pentru a comunica cu colegii. Și uh, pentru că uh, echipa de top management din uh, cadrul uh, companiei noastre numără 10 oameni, atunci a, o jumătate mm -hmm. de oră, o jumătate de oră cu fiecare dintre ei Uh, deja acoperă cea mai mare parte din, uh, din timpul zilei. 80% comunic intern cu colegii sau cu partenerii sau cu viitorii parteneri. Sunt foarte implicat în dezvoltarea companiilor noastre. Uh. Îmi place foarte mult să mă întâlnesc cu oameni noi, cu potențiali uh, noi parteneri. Cam așa e ziua mine. Uh, Și vrei interesant. să spun de. Da, aș vrea despre o zi pentru pasiuni. Iar avem o problemă. Care pasiuni? <laughs> Spune-ne da. de toate, așa, puțin. Ce îți face... aduce ție bucurie, Adrian? Cred că cel mai mult, dacă vorbim de hobby-uri, cred că cel mai mult uh, uh, mă bucur atunci când uh, uh, atunci când sunt cu motocicleta mea, pe, poate pe Transfăgăreșan sau pe Transalpină, sau poate pe Stelvio, sau poate pe oricare alt, pe, pe oricare alt traseu montan din absolut oriunde în lumea asta. Cred că acolo este bucuria pură, mm -hmm. care vine așa, de peste tot. Vine de pe stradă, vine din uh, maneta de accelerație, vine din schimbătorul de viteze, vine de peste tot. E minunat. Ne spui ce ai scris pe Facebook, mi-a plăcut foarte mult. Ce am scris? Citatul acela cu... da. da. da ce <coughs> îl uh, noi motocicliștii știm că <coughs> dacă vrei să dacă vrei să fii fericit o seară, bei o sticlă de vin bun, dacă vrei, în schimb, să fii fericit toată viața, atunci îți cumperi o <laughs> motocicletă. Fabulos <laughs> a fost! Da. Și așa este, nu? Așa simți. Da, uh, e interesant, uh, da, așa simt, e interesant că eu am descoperit motocicleta destul de târziu, la vreo 20 și ceva de ani. Chiar uh, așa de târziu? Uh, ținând cont că uh, sunt un împătimit al sporturilor uh -huh. cu patru roți și Până nu demult am alergat în campionatul național de raliuri și m-am bucurat să fac asta și uh, uh, conduc mașini cred că de la 6-7 ani. Mm -hmm. uh, de asta am spus că am descoperit motocicleta <laughs> târziu. <laughs> dar, da. Dar uh, e extraordinar. Cum echilibrează un om atât de puternic și de rațional ca tine emoțiile cu rațiunea? care e povestea care îți place să o crezi despre tine. Cu toții suntem ființe emoționale și raționale în ce măsură? Pentru mine emoțiile înseamnă foarte mult, și sunt un emotiv. Uh, și mă bucur să fiu așa. Mm -hmm. Și întotdeauna mă bucur atunci când uh, uh, când am emoții. Înseamnă că ești foarte viu. Probabil. No? <laughs> Dar, pe de altă parte, experiența te ajută să ai claritate și te ajută să mai domolești un pic nivelul de, de emoții atunci când poate e prea mare. Cred că atunci când nu mai ai emoții, cred că atunci încep să mori. Crezim puterea cuvintelor sau pierdem timpul cu vorbe? Eu cred că toată lumea știe că puterea cuvintelor e una specială și da, cred foarte mult în puterea cuvintelor. Cred că orice lider ar trebui să folosească cuvintele pentru a comunica și pentru a ajuta echipele fiecăruia în a merge și în a și atinge obiectivele. Dacă ai alege un cuvânt... Care să definească bimobile mobile, care ar fi acela? Inovație. Și dacă ai alege un cuvânt care să definească rețeaua Palex, care ar fi acela? Forța. Mulțumesc, Adrian, doamnelor și domnilor, inegalabilul, fabulosul, cu adevărat. Adrian Mina, Adrian, îți mulțumesc. Eu îți mulțumesc. <fricăt>